Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemeni. În timp ce am amestecat, da, au venit două cărți, primul și în primul rând aceasta. Practicați gratitudinea unii dintre voi. Știu că sunteți cei care ascultați de mult timp, sunteți într-o vibrație din ce în ce mai înaltă, dar poate unii care sunteți mai la început și care știți că aveți o atitudine poate neelaborată suficient, probabil că trebuie să vă aduceți aminte că trebuie să fiți recunoscători și mai ales interesant, dacă am văzut acest turn, dacă vă gândiți la evenimentele care se întâmplă în jurul nostru, care vă tulbură mintea și echilibru și stabilitatea, da, lucrurile se răstoarnă, despre lucrurile astea o să vorbesc și eu cât de curând, dar unii dintre voi care aveți oarecare cultură generală și mai ales spirituală și chiar creștină, ar trebui să vă așteptați la asemenea tulburări, la asemenea evenimente și să vă păstrați gratitudinea și pacea interioară. Dar despre lucrurile astea o să vă mai amintesc că probabil că lumea uită, mai ales când e tulburată de evenimente neașteptate și care pot să fie evenimente neașteptate, separări și în viața voastră personală, nu doar, da? Nu doar cele care sunt aici pe aproape. În timp ce am amestecat, am vrut să se arate. Ia uite, înțelepciune, ce spusei? Ce spusei? Că trebuie să fiți înțelepți și puteți. Nu înseamnă că dacă sunteți gemeni, nu puteți. Nu înseamnă că, vai, vă rog frumos, este o doamnă, domnișoară care spune, sunt geamăn și nu pot să aleg. Nu, nu, gemenuță, dragă, poți să alegi. Doar trebuie să fii în pace. Doar trebuie să atingi înțelepciunea, pentru că în opoziție cu geminii sunt, ce zodia săgetătorul este Jupiter, înțeleptul, profesorul, da? Acumulați informații, ca și mercurieni, dar afară de faptul că trebuie să le transmiteți filtrate de experiența și de perioada aceea în care ele trebuie să se sedimenteze și să demonstreze anumite lucruri, anumite lecții, înțelepciune. Foarte frumos. Îmi place bufnița foarte mult. Am lucrat cu copiii acest simbol și a fost foarte plăcut. E interesant cu această pasăre răpitoare, aproape înspăimântătoare, mai ales noaptea, știți, în credința noastră românească, dacă auzi bufnița noaptea, e semn rău. Nu, nu, nu. Mi se pare un simbol al, apropo, păcii interioare, da? În întuneric. Ia, vede lumina. Și nu doar că vede lumina, știe ce să facă. Are viziune, apropo, mulțumesc de mesaj, viziune de 360 de grade. Asta înseamnă să vedeți lucruri. Aici este avantajul celor cu planete în gemeni, da? Că văd o situație din mai multe perspective și atunci, dacă e un turn, dacă sunt evenimente neașteptate, dacă e o situație, nu contează. Văzând-o din mai multe perspective și înțelegând-o, evident, cu siguranță că dacă o perspectivă arată negativă, tulburantă, cealaltă poate să arate exact opoziția. Există un scop în toate, da? Un scop divin. Deci asta, trebuie să fiți înțelepți. Calmați-vă. Gratitudinea asta vă duce, da, către această înțelepciune. Bucurați-vă de moment, bucurați-vă de ce vreți voi să vă bucurați. Hai să amestec, acesta a fost mesajul în plus interesant, apare și frumusețea, bucurați-vă de frumusețe, de natură, de tot ce este frumos, ce ați reușit voi să creați sau ce ați adunat în jurul vostru frumos, bucurați-vă, acum, ăsta este momentul, ce va fi mâine, ce va fi poimâine, ce va fi peste un an, nu contează atât de mult cât felul în care vă trăiți momentul, pentru că momentul prezent vă construiește viitorul. Iar o să mai vorbesc ca să vă aduc aminte, unii știți, dar uitați, bine, se întâmplă și se întâmplă tuturor, dar dacă practicați gratitudinea și înțelepciunea zilnic, ajungeți la un fel de a înțelege lucrurile mai presus de mediocru, de general, da? Hai să vedem mesaj pentru voi, un mesaj, că trebuie să fiți voi, că vă aveți de poate aveți de a face cu o persoană înțeleaptă în cazul în care voi încă n-ați ajuns la acel grad de înțelepciune. Ascultați-o, că bufnița rostește, dar și ascultă, e atentă. Extraordinar, am vorbit de vești, da, news, vești care vă tulbură. Da, veștile, de cioara,
Este un simbol al morții, al războiului, da? 2 și cu 3, 5, 5 e agresiv, e martir, e războinic. Dar calmați-vă, interesant, în orice situație este lumină, este un scop divin. Vedeți lucrurile din mai multe perspective. Nu vorbim de sacrificii, nu vorbim de drame, nu vorbim de răsturnări, de situații, de... Dar nu vorbim de asta. În orice situație interesant, regina de bâte. Păstrați-vă încrederea, dar trecând peste asta, în orice situație este lumină. Interesant, prin suferință vine lumina, prin suferință vine înțelegere. Și foarte frumos, apropo de turn și de înțelepciune, acum vin evenimente neașteptate, nu par foarte pozitive, dar repet, vedeți lumina în ele. Vedeți lumina în ele și moderație. A venit și la Taur, poate aveți acolo planete. Moderație, fiți calmi, fiți în echilibru. Aici e frumos. Ia uite, și iar frumusețea. Aici e frumusețea interioară, da? Dacă în jurul vostru e foc, război, chestiuni, tulburi, voi fiți calmi. Asta e secretul vieții și al marilor înțelepți, apropo de înțelepciune. Fiți calmi, pentru că lucrurile vin și plec. Vreme trece, vreme vine. Vă rog frumos, citiți glosă de Eminescu. Și n-ar trebui, dar voi. Dar, pentru că vouă vă place să citiți, în general, Gemini sunt cu, da, cuvântul scris, că poate unii faceți poezie și știu, salutări poeților. Uite, regele și... Aici regele de bâte și regina de bâte. O aventură, o atracție, o separare. În fine, știți cum e, tot rău spre bine. Și binele acesta nu este musai fizic, poate să fie de natură spirituală. Ține de evoluția noastră să vedem bine, să vedem frumosul și lumina în tot. Și să ne păstrăm frumosul, să ne păstrăm lumina, lumina fiind ce? Credința. Cum spune și în Biblie? Dacă la stânga mea, nu știu cât, nu contează numărul, 1.000 pică la stânga mea, 1.000 pică la dreapta mea, eu rămân în pace pentru că știu că sunt în legătură cu Dumnezeu. Și atunci, dragii mei, moderație, prin meditație, prin rugăciune, întrețineți și întăriți legătura cu divinitatea. Când asta constă înțelepciunea. Și uite, așa facem filozofie, că geminii sunt dispuși la așa ceva. Ce mai apare? 6 de monede. 6 de monede, care este, de fapt, o situație dezechilibrată, pe care sunteți chemați să o echilibrați într-o formă sau alta, măcar mental, măcar prin înțelegerea unor lucruri. Gemeni, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord. Ia ce vrea să apară? Nodul nord în gemeni. Ia uite, luna. Și 9 de monede. Poate vă este frică să fiți singuri, să fiți independenți, dar sunteți puternici. Trebuie să fiți acolo ca să vedeți dacă e chiar așa de greu. Beau ceaiuri medicinale, să știți. Am văzut un 4 de cupe, un refuz. Dar poate să fie și o depresie, poate să fie și o tristețe pentru că ați pierdut o ocazie, 10 de cupe. Arată de bine. Dar binele ăsta poate să fie și iluzoriu. Cavalerul de spate seamănă cu newsul. Newsul. Eu combin engleză cu română și vedeți ce iese. Newsul, da? Newsurile, veștile. Vreme de bine, vreme trece. Tu rămâi la toate rece. Și nu rece, fi calm. Aici este. Fi calm. Este opoziția focului, nu? Recele e opoziția focului. Fiți calmi, că focul agită, focul arde. Fiți calmi. Cavaler de spade în sufletul vostru, provocarea este 5 de spade. Puf. O să clarific. 5 de spade, amândouă să însemne și cu celelalte pe care le-am văzut, care țin de conflict verbal, mental și chiar fizic, apropo de ce se întâmplă în jurul nostru. Dar acum vorbim totuși de o etalare, nu e personală, e colectivă, dar e un colectiv restrâns. Nu avem noi treabă, adică nu fac etalare pentru evenimentele care sunt, fac etalare pentru gemeni. E aici o chestiune conflictuală, 5 de spade.
Aici un soi de oglindire, dar o să vedem la clarificare pentru că este provocatoare. Cele două sunt foarte provocatoare ca interpretare. 5 de spade înseamnă pentru mine strategii, intrigi, ambiții, ego și cavalerul de spade este o energie foarte impulsivă. Probabil că, am înțeles, unii aveți acest conflict. Să vă duceți să vorbiți cu cineva, să demonstrați ceva eventual. Un adevăr că, în general, cavalerul de spade, chiar dacă aduce vești neplăcute, în principiu, veștile acestea neplăcute au la bază adevărul, lumina, apropo, lumina. Chiar dacă e impulsiv, este impulsiv pentru că dorește să demonstreze, să arate ceva. Și atunci, aici este, eu, 5 de spade, nu este o carte foarte pozitivă, dar pozitivul este că are o strategie. Iar încercați eventual, poate unii dintre voi aveți niște conflicte mentale, dacă să vă duceți să comunicați adevărul cuiva, într-o formă sau alta. Dar am senzația, pentru că 5 de spade înseamnă și conflicte verbale cu altcineva, că întotdeauna mai există, ia uitați, a doua, a treia persoană, dacă sunt invidioși, dacă aveți certuri cu cineva, aici este provocarea, am înțeles. Era cineva care se ceartă cu voi, dar cine reușește să se certe cu un gemănuț, gemănuță? Glumesc. Sau cine are aspecte? Bravo mie că am și o aspecte în gemeni. Bravo mie că nu trebuie să mă felicit pe mine. Dar ideea este că dacă aveți discuții cu cineva, aveți și replica. Însă, aici este provocarea. Stați în aceste discuții care vă țin pe loc, în transmiterea unui mesaj. Nu știu, vedem, pentru că este provocatoare, repet, este provocatoare combinația, e o combinație mentală și verbală. Poate aveți a face cu un alt personaj care vă seamănă. Aveți acolo niște planete, într-un fel sau altul, planete de aer și vă seamănă. Și se creează aceste conflicte. Unul vrea să spună ceva, altul altceva. Dar dintre ambii îmi place mai mult cavalerul de spade, pentru că are la bază dorința de a face dreptate, de a aduce lumină. Poate cineva v-a spus niște cuvinte care v-au deranjat, v-a afectat ego-ul. Sau voi a spus cuiva un adevăr. Așa se întâmplă, nu? Adevărul e uneori foarte neplăcut și ați creat conflicte, invidii. Ați rănit, ați deranjat ego-ul cuiva, se poate și asta. Uf, e drăguț că a venit invers sau am răsucit eu? Nu le-am răsucit. Dar, dacă tot le-am răsucit, ați fost abandonați de cineva. Dar faptul că a venit invers, bine, acum am schimbat. E totuși un semn. Undeva acolo există o eliberare de un sentiment de abandon. Dacă v-ați simțit singur, poate că o să clarific și sper să-mi aduc aminte că am luat-o invers. În fine, în continuare, în ultima vreme, da, 10 de bute. Dacă ați avut probleme financiare, ați muncit pe rupte ca să vă reechilibrați financiar. Dacă cineva v-a abandonat, ați muncit pe rupte în relație, în job, în ce a fost, ca să vindecați sau ca să nu mai să vindecați această... Nu ca să vindecați. Ca să nu fiți abandonați. Cu alte cuvinte, ați iertat, v-ați implicat foarte mult unii și tot singur v-ați simțit. Dar, sau ca să nu vă simțiți singur, ați depus prea multe eforturi. Într-o relație, într-o căsnicie, într-o familie, într-un job. Într-un job, să zic, ca să vă refaceți financiar, ați muncit pe rupte într-un job sau poate mai multe. Cu alte cuvinte, vorbesc acum pentru niște gemeni care probabil au fost părăsiți de părinți sau au pierdut părinți sau au fost părăsiți de oameni foarte dragi, au trebuit să învețe ce înseamnă singurătatea, ce înseamnă independența. Dar nu știu cât independența, cât munca. Vedem. Am văzut totuși independența, apropo, frica de independență. Posibil unii dintre voi
Sunt mesaje multiple, vă rog să le selectați. Probabil că unii dintre voi la un moment dat în viață, că vorbim de un trecut, ca să nu fiți abandonați, ați acceptat foarte multe. Frica de independență, asta înseamnă. Frica de abandon, de fapt, vă face să vă fie frică să fiți singuri. Dar fiind singuri, vă descoperiți puteri incredibile. Aici e provocarea singurătății. Patru de bâte foarte fain în viitor, apare de bine. Colaborări, întâlniri cu prietenii în martie și perioada... Bine, după martie, că de fapt e martie-aprilie, să zicem, e în viitorul îndepărtat. Stabilitate. Da? Chiar dacă situația de acum vă zdruncină, stabilitate. În prezent, șapte de bâte. Învățați să puneți granițe personale. Fain. Fain. Să-i blocați pe aceștia despre care am vorbit? Poate sunt cei pentru care ați muncit, care v-au manipulat mental, v-au abandonat, iar au venit, v-au făcut să munciți, repet. Și o să zic că unii, vai, că nu este vorba de gemeni, este vorba de altă zodie, nu mă interesează, eu acum citesc pentru gemeni și țin cu gemenii. Când o să citesc pentru altă zodie, o să țin cu altă zodie. Apropo de moderație, trebuie să fim moderați, să fim echilibrați. Știți, până la urmă nu putem judeca acțiunile cuiva, pentru că acțiunile cuiva vin dintr-un trecut dureros, dacă sunt acțiuni dezechilibrate, dintr-un trecut dureros, da? Nici pe aceștia nu putem judeca cinci de spade, că probabil și ea acolo o problemă cu ego nerezolvată, nevindecată. Din ce motive? Ei știu, sau poate nici ei nu știu, că nu s-au dus nici la psiholog, nici la preot, ca să înțeleagă. Dar în prezent aveți șapte de bâte. Oricineva vă blochează, nu neapărat că vă blochează, e defensiv. Dar eu aș spune că mai degrabă voi ar trebui să fiți, să aveți niște granițe bine stabilite, pentru că există o energie foarte tulburantă, da? Poate niște egoiști, poate niște bârfe, da? Invidioși. Cu alte cuvinte, puneți-i la pământ. Cu cavalerul de spade am zis că dacă manifestați acest cavaler de spade, luați-vă sabia dreptății. Dar, hai să mai vedem. Eu și fac multă filozofie, dar hai să... Da. 8 de cupe. Sfatul. Eliberați-vă de conflicte, de aceste responsabilități care v-au consumat energia, de sentimentul de abandon, de cei care v-au abandonat, sau cei lângă care v-ați simțit singuri că puteți să fiți într-un cuplu, dar să fiți ca singuri, neînțeleși, da, în frig, n-aveți emoții, n-aveți căldură acolo unde sunteți, unde ați fost. Eliberați-vă, 8 de cupe și mergeți către nouă, către dragoste față de voi și să știți, călătoria e lungă. Dacă vedeți că tot apare, călătoria e lungă, nu e ușoară. Repet de câte ori pot, transformarea nu e ușoară, vindecarea nu e ușoară. Stați un pic să închid, apropo de fric, să închid geamul. Gătisem și se făcuseră niște aburi și am lăsat geamul deschis. Deci 8 de cupe. Da, o să clarificăm. Exterior, ia uite, 9 de bâte. Iar... Cineva vă blochează. 9 de bâte și voi sunteți defensivi. Oare cum vă oglindiți, vedeți? Există o luptă mentală și energetică între voi și cineva. Dar aș prefera, rămâne de văzut cine vă blochează. Nu cred că sunt aceștia. Cred că din cauza acestui 5 de spade cineva vă blochează. Exterior și vă influențează acel blocaj. Exterior, soarele. Dar în poziția fricilor. Unii, dacă trebuie să vă separați de ceva sau sunteți într-o separare de cineva, am văzut cu 4 de cupe o senzație de tristețe. Aveți impresia că a plecat soarele din viața voastră. De fapt, cărțile sunt cam gri deocamdată. Dar nu este așa. Mai ales dacă vă gândiți, repet, la evenimentele neașteptate. Soarele, lumina, este în tot. Sau în orice eveniment puteți să vedeți, să înțelegeți, dincolo de aparențe.
Dacă sunt nori, soarele e dincolo de nori. Vedeți, este prin. Aici este soarele, dincolo de nori. Lăsați să treacă norii. Din păcate, am zis că o să învăț o dată glosă pe din afară. Nu știu, dar știu versul acela. Vreme trece, vreme vine. Ce e nou? Nu mai știu. În fine. O să caut poezia să o pun pentru cei care nu o știți. Și da, îmi propun să o învăț, că e foarte, foarte. Deci când citești Eminescu la după 30 ceva de ani, ți se pare... Ce vă doriți? 7 de monede. Să fiți precauți, să luptați, să lucrați în grădina voastră, să așteptați ceva. Roadele muncii voastre, eventual. Energie foarte, foarte precaută. Probabil pentru că v-ați consumat, se vede, niște conflicte în situații foarte neplăcute. Dar o să clarific repede. Ce reușiți să faceți? Temperanța! Că asta e moderație, temperanță! Și asta este frumusețea, uite, așa se ajunge la frumusețea interioară. În spate aveți o strategie, ia uite. Vai, vai, vai! Da, da, lăsați-mă să exclam, da? Șacalul, plus. Adevărul, 44. Aici ar fi cavalerul de spade. Dar este pentru mine Pluto. Și un parteneriat. Există un personaj cu care puteți să faceți un parteneriat foarte bun, în adevăr, dar care vă transformă, îi transformă și transformă toate persoanele din jurul vostru. Evident că efectul de fluture, nu? Afectează nu doar persoanele în cauză și pe cei implicați. Dar mai aveți un alt personaj foarte periculos, da? Bun strateg sau strateg. Da? Shark, rechinul, cel care poate să fie și femeie care își anihilează femeia divină, își anihilează compasiunea, feminitatea, da? Genul de femeie care vrea să conducă, da? Șmecheră, isteață, da? Dacă e femeie, nu contează zodia, dacă e bărbat, la fel, dar măcar, da, care are o viziune foarte distorsionată de bărbat, de masculin distorsionat, care are viziune distorsionată despre feminin. Acest personaj. Interesant. Și atunci, moderație, frumusețe. Dacă sunteți în echilibru, 3 și cu 2, 6. 6 înseamnă îndrăgostiții, da? Semnul vostru oarecum, da? Nu obligatoriu. Dar îndrăgostiții, ce înseamnă? Alegeri importante în dragoste. Interesant. Probabil de-aia apare soarele. Fericirea aceasta pe care o simțiți și lumina și adevărul pe care o simțiți în preajma cuiva nu se poate manifesta în zona de frică pentru că aveți voi această neîncredere. Sunteți bruiați, clar. Sunteți bruiați de cineva. De-aia trebuie să fiți în echilibru, da? Uite, și asta reușiți să faceți, Doamne ajută. Să vă vindecați. Trebuie să vă vindecați de egoismul cuiva, de minciunile cuiva, de... Și să știți, repet, stând în preajma lor, tolerându-le, mulți ajung să fie la fel. Poate că n-ați ajuns, mai e o șansă. Temperanța. Ia uite, 7 de spade. Iar... Mincinosul, strategul, cel care fuge, valetul de cupe. Și pe urmă vine și își cere scuze. Oh! Și eventual vrea să vă cucerească, că simte multă atracție. Posibil vă este de teamă de cineva cu aspecte în planete, în zodia leului. Sau semn de foc, de aer, în fine. Nu-mi place să fixez așa personajele, dar... Cineva cu multă pasiune, cu autoritate, vine din când în când cu texte frumoase, vine, pleacă și voi trebuie să învățați să fiți în echilibru. O să zic că mulți nu, că de fapt așa fac gemenii. Poate. Poate că unii gemeni, nu toți gemenii, da? Nu toți gemenii. Ideea este că trebuie să fiți în echilibru. Eventual, dacă voi ați făcut așa, ați venit, ați plecat, pentru că ați fost bruiați, nu vă caut scuze, dar aveți un bruiaj în preajmă, poate că, într-adevăr, vreți să vă cere scuze unii dintre voi, valetul de cupe,
Vreți să vă vindecați această tendință, du-te vino, du-te vino. Cum am spus, stând în preajma unor oameni negativi, ajunge să fiți la fel. E o chestiune de educație, de oglindire. Asta e. Dacă recunoașteți aceste tendințe în voi, cred că unii s-ar putea să își dorească să se vindece, să-și ceară scuze și să manifeste altceva, încredere, autoritate, altfel. Un soi de soare, de căldură. Da. Între cavaler și rege. Ia uite, vreți să renaște, să nu mai fiți cavaler, să fiți rege. Repet, în cazul în care voi, unii, aveți această tendință. Dar dacă nu sunteți voi și sunt ceilalți, vin, pleacă, judecați. Judecați temperați, judecați. Cineva tot vine să se împace. După ce tulbură apele. Mă, nu se poate așa ceva. Asta nu-i pasiune, asta este boală. Este egoism, este narcisism. Și narcisismul e o boală, este adevărul, ce să mai. Judecați, aveți grijă. Aveți grijă. Zice că e rege și că își cere scuze, dar de fapt tot cavaler pleacă. Vine rege, pleacă cavaler. Ha, ha, ha. Nu, judecați. Și dacă, repet, dacă voi sunteți așa, înainte să vă împăcați, cu cine vreți voi să vă împăcați, învățați să vă vindecați, să vă calmați, să vă temperați, să aveți moderație. Frumusețe. Să accesați frumusețea interioară. Da, hai să vedem. Lăsăm așa, în principiu, că poate vor să reapară. La capătul setului de cărți am văzut un 10 de cupe și 10 de spade. Pentru unii poate să fie încheierea unei relații frumoase, dar iluzorii. A fost frumos, dar de fapt n-a fost real. Și vreți să sperați, sperați că puteți să construiți o nouă dragoste cu altcineva, iau te cumpără teasa. Sau voi să creșteți spiritual și să vă atrageți dragoste, vindecare, dar muncind în acest sens. Pentru asta vă trebuie credință, că tot am vorbit de lumină, de adevăr. Asta e. Asta e canalul meu. Asta promovez. Nu știu pe alte canale ce se promovează. Clarificăm cavalerul de spade pentru gemeni. Odată. Cavalerul de spade. Uf! Nici nu m-a așteptat. Am văzut și 5 de cupe la un moment dat și 3 de bâte. Ia uite. 6 de bâte. Posibil în sufletul vostru să vreți să cuceriți pe cineva. Știți că pentru a cuceri ori un personaj din viitor, ori un personaj pe care îl știți, da? Trebuie să lăsați în urmă conflictele, jocurile mentale ale voastre sau ale voastre cu alte persoane. Pentru că, repet, 5 de spade nu înseamnă doar conflictele voastre și strategiile voastre, ci înseamnă și lupte. Discuții aprinse, chiar jignitoare, cu anumite persoane, invidii, acuzații. Ah, ce, pleci din căsnicie, din relație? Vai, dar cât am făcut și ne-am sacrificat și tu pleci, pleci. Pentru că aici nu e adevărul meu. Dar, hai mai dăm o carte, totuși. Cavalerul de spade. Ia uite, 6. A vrut, ia uite. Aista e adevărul. Trebuie să alegeți într-o nouă direcție. Da? Poate că e distanță între voi și cineva. Sau trebuie să vă recreați o nouă lume. O nouă lume după alte principii. După adevăr. Și adevărul vă va aduce victoria. Vreți să vă echilibrați cu cineva. 5 de spade. Poate că discuțiile cu acel personaj nu v-a plăcut la un moment dat, v-a deranjat, dar acum vă dați seama, asul de spade, vă dați seama că totuși a avut dreptate. Clarificăm 5 de spade. Mai. 5 de spade. Provocarea 5 de spade. În primul rând, vă stau în cale niște invidioși, clar. Ia uite. Ea magician? Nu, moarte. Crezi că e magicianul.
Asta e, puneți capăt. Îmi place cum a venit. Moartea asta sugerează că puneți capăt invidioșilor, celor care sunt conflictuali, care o poartă măști. Deci, interesant, acest cavaler de spate și-a ridicat. Vizierea se poate, dar poți să privești în ochii lui, chiar dacă este pregătit de, nu știu, de orice. Poți să privești în ochii lui. Aici nu poți. Cu alte cuvinte, nu-i vezi sufletul. Dar, puneți capăt acestui. Acestor sunt mai mulți, sunt cel puțin 3, poate chiar 5, că tot avem numărul ăsta. Poți să fie prieteni, membrii de ai familiei, soț, soție, copii care vă manipulează, depinde ce vârstă aveți, rude, mamă, tată, soră, frate, colegi. Sunt mulți. Oricine poate fi, da? Dar cu aceștia aveți discuții. Măi, dar ce discuții? Puneți capăt. Da? Asta e. Aveți discuții că înțelegeți că, de fapt, sunteți atrași de altceva, o nouă pasiune. Și dacă sunteți soț, soții, regele de monede, lângă niște oameni reci, vreți o nouă lume în care descoperiți pasiunea, fericirea, adevărul. Adevărul este că aici e moartea pasiune. Nu mai aveți pasiune cu acești oameni. Au distrus pasiunea prin conflictele pe care le-au creat și jocurile mentale. Nu mai aveți. Asta e. Ea clarifică. M-ar trebui toate, dar hai să ne limităm doar la 10 de bâte. Nu mai. 5 de bâte, ea abandonă. V-ați simțit singuri în cuplu. Probleme de cuplu, în familie. Probleme financiare. Dar trebuie, iaute, asta e. Dacă vă eliberați de acele multe responsabilități și cred că nici n-ați apucat să vă eliberați, că a apărut o nouă dragoste sau o nouă dorință de a vă vindeca. Dragoste față de voi, am zis 8 și cu 1, 9. Oricineva vă inspiră, că văd un 6 de bâte, vă inspiră să vă vindecați, să vă căutați o altă direcție, pentru că acolo nu este bine. E un suflet pereche pentru unii care ține la voi în secret, posibil, sau voi țineți la ei în secret, variază de la unul la altul. Dar este ceva nou. Am spus, astfel de copii nu înseamnă muzeu, nu o dragoste, poate să fie dorința voastră de a vă vindeca de aceste multe responsabilități. Și totuși, pentru cei care sunteți, simțiți că ceva se naște după ce moare. Mor niște conflicte, niște relații conflictuale. Moarte și renaștere, da? Vedeți cărțile? Dacă ceva a apărut în ultima vreme, vă consumă și această nouă dragoste. Această nouă atracție vă consumă, pentru că știți că încă sunteți în aceste conflicte. Nu știți cum să o manifestați. E o luptă. E o luptă. Clarificăm 7 de bâte. În prezent pentru gemenuți. Am, și gemenuță. Eventual, dragostea pentru cineva cu care nu stați. Creează conflicte, gelozii, lupte, bătălii. Iau-te, 2 de cupe, un suflet pereche, 7 de bâte. Clarificăm 7 de bâte. Interesant. Pentru cei care știu că au practicat, da, pentru asta ea trebuie să fii foarte sincer, jocuri mentale, strategii, trebuie să încheiați acest stil. E posibil să aveți de-a face cu un personaj care simte. Da. 7 de bâte. Turnul. Interesant. Separare. Ia să vedem.
E o ocazie pierdută. O separare de cineva. Mai dăm o carte. Clarificăm turnul. 7 de dute. Iar, deci aceleași cărți au vrut să vină. Mai, care o fi că sunteți voi chiar cineva? Dar atitudinea defensivă a unuia dintre voi, voi știți care sunteți, a creat această separare. A creat acest refuz. Ori voi ați refuzat dragostea, fiind obișnuiți cu mediul în care ați trăit, din frică, n-ați crezut că există dragoste, ați crezut că numai conflict există și ați creat această separare. Și ați refuzat-o cum? Prin atitudinea defensivă. În loc să-i blocați pe cei cu care v-ați certat de-a lungul timpului, ați blocat pe cei care au venit cu dragoste. E posibil și asta pentru unii dintre voi. Sau, dacă nu-i dragoste, ați blocat vindecarea voastră. Însă, ia ce este... Îmi vreau totuși o carte, pentru că văd că e cineva aventuros. Nu știu care sunteți, aventuroși. Văd și o pasiune. Dăm o carte pentru prezent. Ia uite, 5 de bâte, măi, prea multe conflicte în viața voastră. Sunteți chemați să ieșiți dintr-o energie karmică. Și când zic karmică, este toxică. Pentru asta aveți nevoie de multă, multă credință și luptă cu voi înși voi și cu cei din trecut. Dar dacă ieșiți, vă puteți găsi stabilitatea. Conflicte, lupte. În prezent. Ce să mai zic? Clarificăm, obdecupe, sfatul. Mai cineva nu vă lasă să plecați pentru unii dintre voi? Mare grijă. O să zic că ei nu, că Gemini sunt nu știu cum. Treaba lor ce zic, dar când cineva vrea să plece, are motive. Opt de cupe. De situație în care a stat pe loc. Dar pe care o înțelegeți acum. Acum înțelegeți că ați stat pe loc într-un loc, într-o relație. Cu cineva ați stat pe loc, trebuie să vă eliberați. Ori personajul respectiv se eliberează de voi. Există și una și alta variantă. Dar vorbim de sfaturi. Înțelegeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Și statul acesta pe loc, și stagnarea, și sacrificiile pe care le-ați făcut ori voi, ori cine l-o fi făcut. Încercați să le înțelegeți dintr-o altă perspectivă. Pentru asta vă cred. Am zis de la început, conectați-vă la lumină. Încercați să manifestați credință unii dintre voi. Dar dacă între voi și un personaj rece, lucrurile stau pe loc, eliberați-vă. Trebuie să fiți în adevăr principiali. Pentru unii care poate sunt mai puțin evoluați, va fi greu. Nu zic că e ușor să fii principial și în adevăr. Ia uite, un nou capitol.
Lăsați grijile, dezamăgirile. Regina de spade, regele și regina de spade poate să fie partenerul vostru cu care ați avut discuții, care v-a ținut pe loc. Și apare eventual o nouă atracție în afara contractului. Când apare o nouă atracție în afara contractului, înseamnă că în contract se manifestă dezechilibru. Că dacă ar fi echilibru, n-ar apărea atracție în afară. Din punctul meu de vedere, asta e clar. Da? Punct. Însă e un nou capitol. Trebuie să manifestați un nou capitol în viața voastră. Mai dăm o carte pentru sfat. Poate un alt semn de aer. E uite, extraordinar. Trei de cupe invers. Dacă ați fost într-un triunghi amoros, trebuie să reduceți, să mai scoateți un pic, da? Ce pot să spun? În acest triunghi amoros există o persoană care încearcă să controleze. Una care încearcă să crească, să creeze, voi știți care e acest personaj, și alta care încearcă să controleze. Nu știu cine sunteți exact. Pentru că sunt multe variante, fiind etalare colectivă. Dar, trei de cupe invers duce către doi. Da? Și poate să ducă și către patru. Patru aici în prezent. Dacă vă separați de cineva, mergeți către sufletul vostru pereche mai devreme sau mai târziu și aduce tristețe cuiva. Clar. Orice separare nu se face cu voie bună, cât ar fi, treceți prin... Da, clar, vă separați de cineva. Uite câtă suferință apare, cât conflict. Clarificăm 9 de monede. Influență exterioară. 9 de monede. De monede, influență exterioară. Deci, repede, dacă vă separați de cineva, să știți că întotdeauna mai există un suflet pereche undeva în universul ăsta, care poate să fie cu voi, mai devreme sau mai târziu, dar pentru asta trebuie să pregătiți calea, lumea. Că am văzut și doi de bute și am văzut și lumea, o nouă lume. Și trebuie să vă vindecați în prezent cu... Da? Va fi un suflet pereche cu care veți fi fericiți, patru de bute. Va fi. Dar trebuie să lăsați pe acesta cu care sunteți nefericiți. 8 de bâte. Hai, ce tu zic eu, 9. 8 de bâte, mesaje, 4 de bâte. Probabil veți comunica cu cineva. Ia ca. Uite, asta a fost. Ia uite, roata norocului. Este o tăcere. Între voi și cineva. Probabil acest personaj simte, sau voi ați pus tăcerea între acest personaj, pentru că sunt niște conflicte, ca să-i protejați, sau acest personaj s-a îndepărtat ca să se protejeze de conflictele pe care le trăiți. Roată norocului. Acest personaj caută să înțeleagă. În întunericul acesta... Probabil că face parte din triunghiul acesta care se reformează, de fapt, se transformă într-un doi. Nu sunteți voi aici. E o nouă pasiune la distanță, un nou capitol, o nouă atracție, astfel de bâte și lumea. Și totuși în această perioadă nu vorbiți cu ei, ori ei se protejează de ceea ce simt dinspre voi, ori voi îi protejați, îi blocați, ca să nu fie afectați, ori e o întâlnire de destin, roata norocului. Dar probabil, știți cum e, da, bine, din punctul meu de vedere, toate sunt la timpul lor, dar probabil că au venit acest as de cupe, această pasiune
În timp ce erați într-o relație conflictuală, nesănătoasă, toxică, astfel de bâte influențe exterioară. Vedeți cum se potrivește în viața voastră a unora. Dar, repet, dacă vă separați de cineva, există un alt personaj care se simte atras de voi la distanță. Acest personaj care păstrează tăcerea pentru că, repet, probabil că simte că trebuie mai întâi să vă eliberați de trecut ca să puteți manifesta ceva împreună. Cu alte cuvinte, nu se poate schimba situația, nu se poate manifesta această pasiune până nu vă găsiți credința. Până nu vă găsiți steaua și steaua înseamnă și vindecare, nu doar credință. Și vindecare apare prin temperanță. Dacă voi începe să vă vindecați, să vă echilibrați, veți putea manifesta soarele, fericirea, repet, cu altcineva. Ia uite, regele de cupe. Un personaj care ține la voi. Clarificăm șapte de monede. Ce vă doriți? Am zis să fiți precauți. Să aveți răbdare să investiți corect. Eventual să investiți emoțional corect. Șapte de monede a fost clarificat. De ce? Ia uite. Acum înțelegeți cât de răniți sunteți, cât v-ați simțit de trădați. Și repet, o să zic aia, nu că geminii au trădat, nu mă interesează ce ziceți voi. Da? Ăsta e adevărul pe care îl descoperiți. Și în acest motiv știți că trebuie să așteptați până se manifestă ceva nou. Vă doriți ceva nou, dar trebuie să așteptați, repet, să vă vindecați. 10 de spade și asul de spade. Vreți o relație în adevăr în care vă mințiți? Nu neapărat că v-au trădat ceilalți. Nu, poate nu v-au trădat. Dar nu v-au împlinit nevoile. Nu v-au înțeles. Asta este trădare față de voi înșivă. Că am zis că 7 de spade poate să fie și o tendință a multora, inclusiv a mea am fost cândva, de a ne autosabota, de a trăi în proiecții. Dar, repet, ca să discerni, îți trebuie multă sinceritate. Așteptați să încheiați o suferință îndelungă cu cineva și să manifestați, am zis, un alt suflet, o altă poveste, o nouă lume, un nou capitol, da? În adevăr, cu o altă persoană. Așteptați. Stai. Așteptați. Și eventual lucrați în grădina voastră, că 7 de monede înseamnă lucru în grădina voastră, transformare. Că stând, repet aici, transformare, stând în preajma unor oameni negativi, nu mai vedeți bine, clar, realitatea. Și nu zic neapărat că sunteți ca ei, dar că aveți impresia că tu și ceilalți sunt la fel sau că jocurile pe care le-au făcut cei dintre sunt normale. Așa se întâmplă când ai de-a face cu narcisiști, eventual. Plecarea de lângă un narcisist sau un narcisist este extrem de grea. Dar... nu, imposibilă. 7 de cupe. Da, vreți să fiți independenți? Eventual vă doriți o persoană independentă să fie în preajma voastră. Pentru că vă oferă stabilitate. Acel personaj care a luptat pentru independența sa și își cunoaște valoarea, vă oferă stabilitate, nu cei care știți voi în preajma. Clarificăm temperanța. Clarificăm temperanța. Ia cu asul de monede. Da. Vreți să vă vindecați de trecut ca să începeți ceva nou. Da, clar. O nouă relație, în adevăr, stabilă, reală. Ia uite, steaua. Sperați. Aveți credință. Cu regele de cupe și mai și justiția. Mă, ce cărți puternice. Încă nemanifestate. Puteți să fiți lângă un personaj care vă iubește? Puteți să manifestați?
dacă vreți voi căsătorie, dar pentru mine nu e acesta scopul vieții, să manifestați dharma, nu karma, lângă un personaj puternic care vă înțelege, care vă ghidează eventual, marele preot și steaua, profesorul vostru spiritual, cu care probabil că aveți și o... Da. Ideea este ca să nu complic lucrurile. Dacă vă păstrați credința și dacă vă vindecați, că steaua înseamnă și credință și vindecare, și temperanța înseamnă comunicare cu îngerii, da, rugăciune, că tot e post, da? Puteți să manifestați 7 de spade, clarificăm acești 7 de spade, te rog frumos. Cine vine, cine pleacă. Vreme vine, vreme trece. Unul pleacă, altul vine. Asta. Clarificăm 7 de spade. Șapte de spade. Hai. Asta tot vrea să iasă. Regele de monede. Cineva s-a păcălit într-o postură. Ori v-ați păcălit cu banii, ori pentru bani ați acceptat niște lucruri. E un rege de monede, un personaj. Dacă nu sunteți, doamnelor, evident că nu sunteți voi regi, deși ați putea să fie într-o energie masculină. V-ați păcălit încă cineva care va oferi falsă stabilitate financiară. Falsă stabilitate financiară. V-ați păcălit într-un job, într-o poziție tradițională, soț-soție. V-ați păcălit. Aici este o mare păcăleală. Cum ați zis? Autosabotaj. Da, aș putea să vorbești de trădări, dar repet, marea trădare este a noastră față de noi înșine. Ia uite, trebuie să învățați să mergeți într-o nouă direcție, cu credință. 6 de cupe și 0. Ia uite și împărăteasa. Da? În primul rând, să creșteți spiritual, doamnelor, și în al doilea rând, domnilor, aveți o energie feminină de înaltă calitate, cu care puteți să începeți de la zero. Dacă, nu vreau să spun zodii, e un suflet pereche cu care ați fost în multe vieți, dar pentru asta trebuie să recunoașteți. Minciună poate e prea mult spus. Proiecțiile în care ați trăit. Asta e. Proiecții. Sunt proiecții. Pentru tradiții, pentru bani, pentru stabilitate financiară. Unul dintre voi. Dar, repet, din trecut. Pentru că în zare se poate naște o nouă relație în adevăr. Stabilă. Valetul de cupe. Valetul de cupe. Iar fac etalări lungi. Nu știu cine mai face așa multe etalări. Așa lungi, vreau să zic. Valetul de cupe. Valetul de cupe. Dacă voi realizați că ați trăit această păcăleală, v-ați păcălit, că așa ați fost educați, probabil că trebuie să mergeți să vă cereți scuze față de cineva. Valetul de cupe. Uite, cavalerul de cupe, da? Valetul de cupe, cavalerul de cupe. Uf. Ia uite, între 10. Da. E un personaj aventuros și unul care oferă stabilitate. Trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Asta e. Dar eu zic să alegeți, cum se și vede că vă doriți temperanță cu 7 de monede, să descoperiți adevărul dincolo de aceste trădări, de aceste așteptări. Ați lucra 7 înseamnă o relație, o relație de lungă durată, că e casa 7 a relațiilor, în care ați lucrat și ați obosit să faceți bani, să faceți bani, să fiți reși de monede, soții stabile, pentru cineva care nu, repet, poate nu neapărat v-a trădat, dar nu v-a înțeles. Și e tot aia. Tot păcăleala. Deci temperanța și asul de monede. Cu răbdare vă vindecați și manifestați ceva nou. Poate să fie și un nou job, dacă e vorba de job, de ei ceva. E multă suferință. Sper să
alegeți mesajele care vă ghidează cât mai bine în această direcție. Uite, lighten up, luminați-vă. Un sfat pentru gemenuți și gemenuțe. Prietenii unora, trei de cupe aici la sfat, vă rog frumos, dacă știți că aveți niște prieteni sau persoana dragă a avut niște prieteni, petreceri, vai, renunțați, prieteni, trei de cupe, care vă țin ocupați cu alte prostii, renunțați, ridicați-vă la regele de spade, la potențialul vostru intelectual. Go deeper! Asta e. Fiți profunzi, New Moon in Scorpio, fiți profunzi că puteți. Vedeți, cum am zis de la început, vedeți în tot haosul ăsta. Și puteți să învățați din experiențele, din manifestările haosului și în alte vieți, și în alte vieți, în alte viețile altor persoane sau viețile sau istoriile altor nații, da? Go deeper, vedeți lucruri din mai multe perspective, în profunzime. Și împingeți de acest sentiment de nesiguranță, treceți. Că pentru această falsă siguranță, regele de monede v-ați păcălit, unii dintre voi. Treceți dincolo. Și pentru asta înseamnă că trebuie să vă găsiți un soi de independență, de credință, de ce vindecare profundă se întâmplă în viața multora. Sper că ați luat cu sufletul deschis, ați ascultat aceste etalare și felul, ritmul în care se va manifesta. Știți că va fi variabil, dar vă rog, fiți înțelepți și păstrați-vă lumina, credința. Ca să puteți vedea frumusețea din jur. Să puteți vedea frumusețea din jur. Vă doresc dragoste, pace, creșteri spirituale și vă pup numai bine. Ciao!